Hello, sunt prezent aici la datorie ca să încep un nou vlog de călătorie și am făcut șorimă. Acum mi-am dat seama că mi-a ieșit șorimă. O să mergem pentru vreo 4-5 zile în Amsterdam. De fapt sunt 3 zile întregi și celelalte două sunt cu drumurile, și deci sunt așa pe jumătate. Alături de Barcelona, Amsterdam era acolo sus în topul listei de vizitat, așa că sunt foarte, foarte entuziasmată că reușim să mergem și de-abia aștept să văd ce ne rezervă acest oraș. Momentan sunt puțin somnoroasă, dar sper să-mi treacă, poate reușesc să dorm puțin pe avion și să mai revin ca să fiu fresh de seară când ajungem acolo. Bun, cam atât pentru partea de intro. Trebuie să plecăm îndată, mai avem puțin și plecăm și, ca de obicei, ne mai auzim pe parcurs sau direct de acolo, de la destinație. După cum v-ați dat seama din cadrele de mai înainte, am ajuns în Amsterdam, dar ieri nu am mai fost în stare să vorbesc cu voi pentru că eram foarte, foarte obosită și acum sunt în pat la cazare, după cum se vede, am și o lampă aici în cap și voiam să vă pun totuși la curent cu ce s-a întâmplat ieri. Noi am aterizat în Eindhoven pentru că așa am avut biletele de pe Iași, plus că atunci când le-am luat au fost foarte, foarte ieftine, cred că undeva la vreo 200 de lei de persoană, undeva pe acolo. Și din Eindhoven a trebuit să luăm un autobuz până în gara din Eindhoven. Din Eindhoven, din aeroport, a trebuit să luăm autobuzul până în gara din oraș. Din gara am luat un tren, bineînțeles, până în Amsterdam. Am ajuns în Amsterdam și aici, ca să ajungem la cazare, a trebuit să mai luăm un metrou și încă un autobuz. Asta după ce n-am mers cu avionul vreo 3 ore, vă dați seama. S-a adunat toată oboseala de la atâtea mijloace de transport schimbate și nu prea... Aseară nu prea eram în stare niciunul să vedem orașul Amsterdam așa cum trebuia. Și a mai fost și problema că aici pentru transport se plătește doar cu cardul. Iar noi aveam doar bani cash, bineînțeles, pentru că am schimbat toți banii. Noroc că mai aveam un card pe care erau niște bani și am putut să-l folosim ca să ajungem până la cazare, că dacă nu... Nu știu cum am fi ajuns în Eindhoven până aici, în Amsterdam. Da, deci să țineți minte dacă cumva aveți de gând să vizitați Amsterdamul sau Olanda, per total, să știți că vă trebuie neapărat card ca să plătiți pentru transportul public. Inclusiv tren, tramvai, autobuz, nu contează ce e, trebuie card. Nu știu, eu n-am văzut cel puțin ghișee, am văzut doar ghișee de informații și atât, în rest sunt automate, de unde poți să-ți iei biletul și unde se poate plăti doar cardul, fără cash. Da, asta a fost o mică, mare problemă. Bine că am rezolvat-o până la urmă și mi se pare destul de complicat sistemul de transport din ce am văzut până acum. Mai ales că aici în Amsterdam sunt vreo două firme de transport și noi, ca să ajungem până la cazare, noi suntem în nordul Amsterdamului cumva. Trebuie traversat râul sau ce-o fi ala ca să ajungi... ca să ajungem la cazare. Din gara centrală din Amsterdam faci cam 15-20 de minute cu mașina ca să ajungi aici la cazare. Și v-am zis, inițial a trebuit să luăm un metrou și apoi un autobuz ca să ajungem. Și erau de la firme diferite. Metrou era de la o firmă, autobuz era de la altă firmă. Și nu găseam automatele. Am găsit automatul de bilete pentru metrou, însă nu găseam automatul de bilete pentru cealaltă firmă, pentru autobuz. Până la urmă am luat biletele de autobuz de la șofer chiar. Și la șofer, inclusiv la șofer se plătește cu cardul, când eu m-am dus cu mărunței în mână și zic că nu, card. Da, și ziceam că mi se pare destul de complicat sistemul lor de transport, de aici am pornit. Chiar dacă totul este automatizat, chestia asta cu mai multe firme și așa, da, mă rog.
probabil și pentru că nu suntem obișnuiți. De asta ni se pare mai complicat. Și aici la cazare ne-a dat doamna niște carduri de transport pe care le-am încărcat și cu alea putem merge cu orice firmă și cu orice mijloc de transport, fără să mai fie probleme. Și aseară am ieșit puțin în oraș, dar n-am reușit să vedem prea multe și să ne plimbăm foarte mult. V-am zis că eram foarte, foarte obosiți. Și de acolo ne-am întors cu Uber-ul, pentru că nu era foarte mare diferența dintre ce am fi plătit la autobuz și ce am plătit la ei la Uber. Cazarea este foarte ok, excepto faptul că este cam departe, este foarte, foarte curată în primul rând și așa cochetă, o să vă arăt puțin în dată poate. Cochetă, baia foarte mare și la fel, foarte curată, chiar am nemerit. Bine, am luat prin Airbnb, este a doua oară când luăm prin Airbnb, prima oară a fost în Barcelona. Și acolo n-a fost chiar atât de bine, dar aici chiar îmi place. Oricum vreau să fac, m-am gândit de mult că vreau să fac un clip despre experiențele astea două cu Airbnb-ul, dar așteptam, bineînțeles, să văd cum este și aici în Amsterdam. Vreau să fac un fel de story time, cum am luat eu cazările astea prin Airbnb, cum a fost și să vă explic puțin procesul. Dacă sunteți interesați, puteți să-mi spuneți, să-mi lăsați în comentarii dacă v-ar plăcea așa ceva. Revenind la cazare, este foarte, foarte simpatică și chiar am nimerit bine. Și patul este atât de comod și atât de confortabil. Cred că dacă nu eram în excursie și trebuiască să ieșim să vizităm, aș fi stat toată ziua în pat, cel puțin azi, că încă nu mi-am revenit complet din oboseală, aș fi stat toată ziua în pat, să dorm, să mă la Netflix, chestii genul ăsta. Dar bineînțeles, nu se poate, nu o să facem chestia asta. Și casa asta unde stăm este într-un cartier foarte liniștit, foarte cochet și el foarte curat, bineînțeles, și cu multă verdeață. Fiecare casă are așa în față copăcei, verdeață, plante, flori, foarte, foarte drăguț. Poate am să reușesc să filmez când ies afară să vă arăt și vouă. Îndată o să trebuiască să mă dau jos din patul ăsta foarte comod și să mă pregătesc să ieșim în oraș. Astăzi avem programat să mergem la Muzeul lui Van Gogh și la Casa Anei Frank. Noi ne-am luat niște carduri, da, am primit un mesaj, ne-am luat niște carduri, iAmsterdam se cheamă, care sunt pentru 24, 48, 72 de ore, nu știu dacă erau și pentru 96 de ore, nu mai țin minte. Oricum, sunt pentru, dacă vrei să-ți iei doar pentru o zi, pentru două, pentru trei, depinde cât stai. Și în ele ai inclus intrare la vreo 60 de muzee sau ceva de genul ăsta, foarte multe, nu stă nimeni să vadă atâtea muzee, vă dați seama. Este o croazieră pe canalele Amsterdamului inclusă, ce mai era? Erau și carduri cu transport, însă având în vedere că noi v-am zis că depindem de o altă firmă să ajungem aici la cazare, nu ne-am luat transport, am luat varianta fără transport. Din păcate, Casa Anei Frank nu era inclusă în cardul ăsta, așa că am luat separat bilete pentru ea. Noi ne-am luat cardurile pentru cât? Pentru 72 de ore, pentru 3 zile, fără transport și am dat, dar nu mai știu cât, vreo aproape 70 de euro de persoană, 60 și ceva. Știu că era vreo 84-85 ăla cu transport. Deci cel fără transport, da, cred că cam așa era, vreo 60 ceva de euro pe acolo, undeva, de persoană. Mi se pare foarte ok pentru că dacă chiar vrei să vizitezi și îți iei cardul ăsta, economisești destul de mulți bani. Mai era inclusă și grădina zoologică, grădina botanică. Mă rog, o să vedem și noi pe unde ajungem, că vă dați seama că nu putem să le vizităm chiar pe toate în 3 zile. Dar Van Gogh Museum clar era acolo, mai este, sper că pronunț cum trebuie, dar nu cred, Rijk Museum, ceva de genul ăsta. Am să vă las poate aici scris exact cum se scrie ca să știți despre ce vorbesc. Și am vrea să mergem și la ăla poate mâine de acum, nu știu dacă mai ajungem azi acolo. Și nu știu, mai vedem, noi mai găsim din 60 de muzee. Sigur, găsim câteva care să ne placă și pe care să vrem să le vizităm. Și neapărat vrem să facem și croazierea aia, de care v-am zis că este inclusă și asta în card. Și vă mai spun o singură chestie și după aia gata, am plecat, că deja am vorbit foarte, foarte mult. La Casa Anei Frank biletele se pot lua doar online și trebuie să vă grăbiți pentru că se dau foarte, foarte repede. Se bagă cam cu o lună înainte, parcă. Sper să nu mă înșel. De exemplu, dacă voi mergeți pe 25 noiembrie, să zicem, ei bagă biletele pentru 25 noiembrie pe 25 octombrie.
spre Cârmășel, dar parcă așa, acolo înainte erau. Și sunt anumite intervale orare pentru care poți lua biletul și trebuie, da, să vezi la ce oră vrei să mergi. Noi am luat biletele cam cu 2 săptămâni înainte, cam așa, și nu am mai găsit bilete în timpul zilei. Am găsit seara, deci avem intrarea pe la 8 seara, azi, în seara asta. Și când intri pe site este destul de aglomerat și îți spune că trebuie să stai, spune acolo, mai ai, nu știu, 40 de persoane înainte, 30 de persoane înainte, dar își dă refresh pagina sau dai tu refresh și după aia poți să intri să iei biletele. Da, deci cam asta e treaba cu Anne Frank, e destul de aglomerat și trebuie să vă grăbiți dacă vreți să vizitați casa asta și să nu vă bazați că puteți lua bilete la intrare pentru că nu se poate. Și biletul costă 10 euro, deci este decent. De-abia aștept să merg și aici. Și gata, am vorbit foarte mult. Aici închei informația de dimineață, că v-am dat așa câteva detalii despre transport, muzee și alte chestii. Am luat-o și pe o bicicletă, după cum vedeți. Și nu prea ne descurcăm. Cum e? Greu tare, naibii de greu. E cam greu să menținem direcția, dar rest, în rest e ok. Noi dreapta, pe dreapta. Trebuie să stăm pe dreapta și suntem în centru, dar în rest treaba e bună. Ai ținut dreapta acolo.
Viața este vineri, a doua zi în Amsterdam și mi-am dat seama ieri că am uitat să vă arăt camera. Acesta este patul minune, de care vă spuneam că e super, super comod și îmi place că au asortat lenjeria patului cu tapetul, cu floricelele alea. Aceasta este priveliștea pe care o avem, dă înspre un canal, bineînțeles, ceea ce ar putea să fie în Amsterdam. Și arată foarte bine zona asta, e așa calmă, liniștitoare, foarte relaxantă, v-am zis că mi-ar plăcea să stau într-o zonă de genul acesta. Aici este baia, așa, care e și ea foarte cochetă. Și aici sunt eu. Nu prea mă vedeți, dar hello! Din ziua de ieri, cel mai mult m-a impresionat casa Anei Frank, fără nicio îndoială. A fost o experiență foarte emoționantă. Când intri, îți dau un ghid audio și pe măsură ce înaintezi în casă, începe să-ți spună povestea ei și a familiei ei și contextul istoric în care s-au întâmplat toate chestiile alea, oricum le poți separa pe cele două și mi-a plăcut mult, mult de tot. Te trec fiori așa când treci mai ales prin anexa aia secretă în care s-au ascuns ei timp de 2 ani de zile. E foarte emoționant totul și chiar recomand să mergeți să vizitați casa Anei Frank dacă veniți în excursie în Amsterdam, chiar merită. Camerele sunt goale, pentru că nu s-a mai păstrat nimic din ce era în ele, dar cu toate astea este unul din cele mai faine tururi pe care le-am făcut vreodată. Astăzi cred că o să mergem la grădina zoologică și după aia nu mai știu. Oricum, ieri a fost foarte frumos afară, a fost soare toată ziua, dar seara, noaptea, a fost destul de frig. Acum văd că s-a norat puțin, dar sper că măcar să nu plouă. Ce faceți? Ia uite-te că îl duc. Sunteți Rudy cu King Julian? Da? Ce simpatici. Ia uite-l și pe ăsta. Ce mari. Cum ce s-o ferit? Da, da, s-o umflat. Ce dracu ăsta, rocker-o. Ia. Spine-i oda ce-i țipe are. Oh, I'm porcupine. I need a porcupine. Ciurechiates. Am găsit niște flamingo.
Mai că sunt acolo într-un colț și nu pot să-i văd prea bine. Ce gălăgii fac? Nu știu cum se pronunță și am luat 5 mostre de bere, adică asta de pe aici, uitați așa. Dacă ați localizat, ok, perfect. Primele 5 de aici. Da, și acum să vedem cum sunt. Am venit să mănânc amarul după ce am cheltuit aproape tot banii în Primark. Da. O să vă arăt acasă probabil când ajung în România ce ne-am luat și ce spargere am dat în Primark. După cum poate ați văzut pe filmare, am fost ieri în Primark și s-a întâmplat asta, plus alte câteva chestiuțe pe care am să vi le arăt când ajung acasă, am să fac un haul. Din păcate, astăzi este ultima zi aici în Amsterdam, ultima zi plină, pentru că mâine dimineață plecăm, așa că trebuie să profităm la maxim de ea. Încă n-am apucat ieri să facem croaziera aia pe canale, așa că o să facem... azi chestia asta și mai avem multe, multe chestii pe listă. Nu știu ce o să apucăm să facem, dar vedem. Oricum, îndată mă schimb din această pufășenie, mă îmbrac, mă aranjez în punoleacă de față așa să arăt a om și pornim repede, repede în oraș și vedem cât putem face din tot ce ne-am propus. Și printre toate chestiile aș vrea să mai ajung și la un laș azi. Ieri n-am mai apucat pentru că s-a închis pe la ora 6, plus că am intrat în Primark care avea 5 etaje. Așa că vă puteți da seama ce s-a întâmplat acolo. Și da, neapărat, neapărat la un laș. Știți că mereu unde mă duc în afară merg la laș pentru că îmi place foarte, foarte mult. Și în rest, v-am zis, mai vedem. Acum facem poză cu poza. Super, arătăm maxim. Hai mai departe. Thank you.
ajuns și la croazieră și acum așteptăm să ne îmbarcăm și sper să prind loc la geam ca să pot să filmez. Croaziera, sper că m-auziți. A fost foarte mișto, mie mi-a plăcut. Am avut și un ghid audio și ne-a povestit în măsură ce înaintam pe canale. Ne-a povestit câte ceva despre locurile alea. Și, nu știu dacă v-am spus, am fost și la Rick's Museum, sau cum s-o fi chemând, astăzi, dar nu am fost cine știe ce impresionată de asta. Și acum suntem în tramvai. Mănânc niște Oreo Joy Fills de-astea care... No, din păcate nu sunt cele mai bune. Sunt mai bune pernuțele noastre. Ar trebui să fie umplute cu ceva cremă, dar sunt mai buni biscuiții clasici Oreo. Și acum mergem în căutarea unui restaurant italian să mâncăm ceva pizza sau paste. Și după aia nu mai plimbăm puțin, probabil. Ok, da, nu știu ce s-a întâmplat. Ce ziceam? Da, probabil mai plimbăm puțin, o să mai stăm la un cocktail ceva și cam atât. Mâine plecăm, deci nu știu dacă mai apuc să vorbesc cu voi, pentru că o să fim pe drumul de dimineață până seara. Știu că am spus aseară că nu mai vorbesc cu voi, dar am spus să fac totuși o încheiere mai a Cătării. Amsterdamul este un oraș foarte, foarte frumos, cu foarte multe lucruri de oferit și simt că parcă nu am profitat la maxim de orașul ăsta în astea 3 zile, deși am cam reușit să facem tot ce ne-am propus noi. Cam tot ce am vrut să vizităm am cam vizitat, însă pe măsură ce treceau zilele tot mai aflam de alte chestii și mai descopeream alte locuri de vizitat, muzee. Și da, din păcate timpul a fost scurt și n-am apucat să le vedem pe toate. Dar cine știe, poate o să mai revenim cândva aici în Amsterdam. Cel mai mult m-a impresionat casa Anei Frank, m-a spus deja. Mi-a plăcut foarte mult și la zoo. N-am fost niciodată într-un zoo atât de mare cu animale atât de diverse. Mi-a plăcut și croaziera de seară, v-am zis că mi-a plăcut că am mai aflat câteva lucruri pe parcursul croazierei și, per total, orașul este superb, căsuțele astea ale lor sunt minunate. Da, a fost o experiență foarte faină, interesantă.
Scurtă, dar mișto, tare și de acum e gata. Ne întoarcem acasă, din nou la muncă, din nou la toate treburile de zi cu zi. Suntem pregătiți să plecăm, ne-am făcut bagajele și o să luăm un Uber spre gara din Amsterdam și de acolo iară repetăm povestea cu trenul spre Eindhoven, autobuzul spre aeroportul din Eindhoven și de acolo avionul spre casă. Cam acesta a fost și vlogul și asta chiar că este o încheiere pe bune, nu ca seară. Sper că v-a plăcut ce ați văzut și o să urmeze și un haul de aici din Amsterdam, probabil după vlog, cred, sau înainte de vlog, depinde cum reușesc să le editez și să filmez și haul-ul. Dar până atunci vă mulțumesc foarte mult pentru vizionarea acestui vlog și ne auzim bineînțeles la următoarele clipuri. V-am pupat!